Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de gaming. Astăzi voi încerca un joc nou pe care probabil îl știți cu toții. Se numește Slendruna the Cellar. Și eu trebuie... De fapt, trebuie să găsesc 8 cărți, parcă. Habar nu am cum se joacă acest joc. Nu m-am uitat la niciun YouTuber înainte. Și o să mă joc așa, pur și simplu, fără să știu cum am jucat Granny la început. Haideți să ne jucăm. Ok. Easy, logic. Ia să vedem. Mi-e frică. Eu m-am închis ochii, practic. Mi-e foarte frică de jocul ăsta. M-am uitat pe la recenzii și zicea că e mult mai horror decât Granny. E Slendrina acolo. Ce s-a întâmplat? S-a blocat? O să ies. Poate mi-au eu copyright pe reclama măsii. Pe melodia lui măsa. Eu nu mai spun nimic. Mamă, ce m-am speriat! My God. Tired right now, Dad. Joc restricționat. Videoclip restricționat, sigur, 100%. Ce e asta? Doamne, maica Domnului! E de 1 miliard de ori mai greu decât Granny. Uite.
Oh my god, totul e atât de creepy. What the fuck? Literally, mi-am închis ochii. Gata! Nu mai joc jocul ăsta niciodată. Am o idee. Îl arăt Alexandrei să se joace ea. Să vedem dacă ăsta îl poate trece. Căci că se laudă cu Granny Newton. Așa, torna ăsta cumva. Hai să vedem. Deci cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, share și subscribe. Și lăsați-mi un comentariu cu ce jocuri să mă mai joc. Pa!